Seara. Acum un nou subiect la modă. Coronavirus sau noul coronavirus. Toată lumea este sfătuită să stea în casă, să se protejeze, să se spele, să dezinfecteze pe mâini și să poarte mască de protecție. Bun. Până aici e tot în regulă, da? Ce faci când încep să crească numărul infectărilor? E simplu, n-ai ce faci. Pentru că nu ai vaccin sau antidot. Toată lumea o ia contabilicește, să zic așa. Dacă oferta este mare de coronavirusieni sau persoane infectate cu noul coronavirus sau coronavirus, cum vreți să-i spuneți, prețul antibioticului, antidotului sau ce vrei să-i spui tu, vaccinului, va fi foarte mic. Este că teoria din contabilitate nu se prea pregătește, nu prea este acel lucru cu ceea ce înseamnă în realitate industria farmaceutică și în sănătate. Păi, prima dată trebuie descoperit antidotul sau ceea ce se găsește, știi? Blocantul pentru acel lucru sau ceva de genul. Și începe. Caută lume, caută. Subiecți. Se oferă cineva care să fie infectat deja sau să se infecteze automat și după care să fie injectat și vaccinat să vedem dacă se mai răspândește. Bun. Trecem mai departe. A trecut de faza de prototip și toate cele efecte adverse, pentru că trebuie căutate și efectele adverse. Unul o să-i stea mâna așa. Știi? Altul limba, aha. Altul o să-i stea ochiul așa. Altul o să meargă nu știu cum. Sau o să-i săroșească obrajii. Sau orice altceva. Interesant, nu? Bun. Deci trecem de toate cele. O să fie foarte ieftin. E, răspuns negativ. Pentru că în industria farmaceutică și în sănătate trebuie testat, nu? Hai să ne punem mască și gata, s-a oprit răspândirea. Să fim serioși. Sau dezinfectați-vă pe mâini și o să treacă răspândirea. Să fim serioși din nou. Bun. Trecem la următoarea variantă. Păi, răspunsul e în felul următor. Doar nu o să zică toată lumea. A apărut o nouă boală pe pământ. Haide să o curmăm imediat. Răspunsul este nu. Pentru că după ce am trecut tot felul de teste cu fața roșie, cu limba așa, cu mâna căzută așa, sau unul merge așa, trebuie făcută linia de producție. Bineînțeles că linia de producție trebuie să scoată nu mii de vaccinuri, ci milioane, pentru că sunt foarte mulți infectați în lume. Milioane de doze. De, hai să spunem, antibiotic, vaccin, sau ceea ce se cheamă antidot. Dacă iei toată viața, de exemplu, penicilină, ca să blochezi ceea ce se cheamă nou coronavirus sau coronavirus.
cine este în stare, ca și producător, să scoată în momentul de față miliarde de doze pe piață și să le vândă. Chiar dacă te chemi Bayer, Pfizer și cine o mai fi. Pentru că ei sunt mari producători. Sunt și producători mai mici pe care... Cine e ăsta? Știi? Și practic, cu toții așteptăm acum, în momentul de față, dă Doamne să iasă bine, să nu merg pe stradă cu limba așa, așa, sau cu... să merg așa, sau cu fața roșie, sau cu mâna așa, sau mai știu eu ce. Sau să fac toată viața acel antidot sau vaccin. Ca să blocheze răspândirea. Așa că, mare atenție, cel mai bine este să vă protejați în momentul de față cu antigel sau gel pe mâini, cu dezinfectant și măști. Pentru că mai târziu, cine știe, într-o zi vei plânge foarte, foarte mult că este iadul pe pământ.